Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă citire, o nouă etalare în dragoste. Haideți să vedem de data aceasta ce ne vor spune cărțile într-o etalare intitulată Tu și el sau ea încotro. Să vedem despre ce poate fi vorba astăzi în ceea ce vă privește pe voi, pe voi și această persoană voastră, da? Pentru cei care sunteți într-o relație de cuplu cu cineva drag vouă, sau pentru aceia care sunteți singuri, singure, văd că și voi vă doriți să știți dacă această situație va rămâne la fel în perioada următoare pentru voi sau veți cunoaște și voi pe cineva foarte interesant, pe cineva menit vouă. Sau pentru cei care sunteți în separare de partener, de parteneră, simt că și voi vă doriți să știți dacă acesta sau aceasta va mai reveni în relație cu voi de acum înainte. Hai să vedem, dragii mei, despre ce este vorba. Iată că văd aici o situație care îmi spune că ceva se va repara în legătură cu voi, în legătură cu o relație care până nu demult s-a terminat între dumneavoastră și o anumită persoană. Da, se pare că această relație a luat sfârșit la un moment dat între voi doi, dar nimic nu este pecetluit, da, nimic nu este setat din acest punct de vedere. Așadar, da, veți avea parte de o reîntoarcere a acestei persoane. Se pare că norocul este de partea ta, dragul meu, draga mea. Vei afla niște secrete care te vor bulversa pe de o parte, dar te vor și bucura pe de altă parte, da? În sensul că această persoană se va întoarce la tine. Este posibil ca el sau ea să fi fost într-un pelerinaj, ca să spun așa. Nu glumesc. Într-un ocol, ca să zic așa, având în vedere că lucrurile au cam deraiat între voi doi în situația din urmă, da? Și în acele momente această persoană este posibil să fi văzut ceva ce l-a fermecat la altcineva, da? Dar iată că acum se întoarce la tine, se întoarce spășit sau spășită pentru că se pare că persoana respectivă nu era deloc ceea ce el sau ea ar fi sperat că vrea să fie, da? Așadar, da, această persoană revine la tine și îți va spune că între voi doi există lucruri neterminate, există unfinished business, da, există experiențe pe care trebuie să le traversați împreună, da, lucruri nespuse poate aveți între voi, da, lucruri care trebuie lămurite și iată acele secrete despre care îți spuneam. Și printre aceste secrete este posibil ca unii dintre voi să aflați că în momentul în care voi v-ați despărțit, cineva s-a bucurat foarte mult, cineva din exteriorul vostru, simt că a existat acolo o a treia persoană care posibil să-și fi băgat așa coada între voi, da? Și ca urmare a acțiunilor acelei persoane, să vă fi despărțit pentru acele momente. Dar iată că lucrurile se resetează între voi doi, dragii mei, pentru că voi sunteți suflete pereche, sunteți doi poli opuși care se atrag extraordinar de mult și indiferent ce ar fi fost între voi și indiferent cât de grea ar fi devenit situația la un moment dat, iată că voi vă amintiți și de această dată cât de asemănători sunteți, cât de mult vă doriți, v-ați dorit întotdeauna ca această relație a voastră să reușească, da? Să treceți împreună prin toate intemperiile pe care vi le poate oferi viața. Și să mergeți mai departe, da, pe drumul vostru, pentru că voi v-ați croit un drum comun, dragii mei, de-a lungul timpului. Vă veți aminti din nou de această conexiune extraordinar de puternică pe care o aveți la nivel de suflet și veți declara răspicat și tare că voi și în momentul în care erați despărțiți, de fapt comunicați foarte mult unul cu celălalt la nivel subtil, da? Având în vedere această conexiune extraordinar de puternică dintre voi doi. Hai să vedem și următoarea carte. Da, iată exact ce spuneam și mai devreme. Între voi a fost o poveste de triunghi amoros. Se pare că aici vi se spune mesajul care vi se transmite în această carte este să nu îl lăsați pe el să se îndrăgostească de voi pentru că fie voi nu sunteți destul de serioși sau de serioase să vă lansați într-o relație de durată,
Fie această persoană este foarte alunecoasă și imediat cum va traversa, după ce va pleca de la voi, va uita de voi și se va lansa spre o altă persoană. Da, așadar, indiferent cum ar sta lucrurile, dragii mei, dragile mele, mare atenție la modul în care gestionați această relație cu persoana voastră, mare atenție la energia pe care o lansați spre această persoană, da, să nu fie ceva de dependență, să nu semnalați acestei persoane ale voastre cum că aveți nevoie de el sau de ea, în niciun caz, departe de voi să fie acest gând, pentru că această persoană are mirosul foarte fin și în momentul în care va simți că voi aveți nevoie de el sau de ea sau că aveți alte interese ascunse, da, în această conexiune cu el sau cu ea, în acele momente această persoană va dori să se îndepărteze de voi, da? Așadar, ceea ce cere această persoană de la voi este sinceritate, da? Sinceritate în sentimente, sinceritate în modul în care vă livrați în această conexiune cu el sau cu ea. Mai simt aici și faptul că, exact ce am spus și mai devreme, această persoană, iată, prima carte din această etalare, să nu o uităm, este aceea a reconcilierii, a reîntoarcerii acestei persoane în viața dumneavoastră. El sau ea a fost plecat sau plecată într-o altă aventură a vieții sale, dar s-a întors cu coada între picioare, da? S-a întors cu remușcări, cu remușcări că te-a rănit într-un moment în care poate nu ai fi avut nevoie de asta, bine, nimeni nu are nevoie de asta vreodată, dar această persoană regretă extraordinar modul în care te-a tratat, regretă cum s-a comportat cu tine, da? Și acum se întoarce la tine spășit sau spășită și își dorește nu doar împăcare, ci și iertare din partea ta. Să vedem și următoarea carte. Da, iată, dragul meu, draga mea, că tu ești unicul sau unica din viața acestei persoane. Tu ești acea persoană asupra căreia ochii săi s-au oprit. Da? În momentul în care te-a văzut pentru prima oară, de fapt, această ființă a știut încă de atunci că tu vei fi cineva special în viața sa, că tu vei juca un rol special în viața sa și așa și este. Dragul meu, draga mea, când te vede, acestei persoane îi bate inima mai tare, își dorește să fie tot timpul cu tine, își dorește să știe cele mai multe lucruri despre tine, da? Atât cât este. Cât este dat să știe despre tine, da? Fără să-ți încalce dreptul la intimitate, da? Această persoană te iubește. Te iubește necondiționat și vrea să facă parte din viața ta și în continuare. Hai să vedem și ultima carte. Da, iată că mesajul pe care ți-l lansează această persoană, dragul meu sau draga mea, este următorul. Nu ai de ce să te îngrijorezi pentru că mă voi debarasa de trecutul meu, mă voi debarasa de acea persoană care mi-a făcut doar rău, care a avut intenții ascunse cu mine și nu voi uita niciodată modul în care te-am tratat și mai ales cum tu ai fi meritat de fapt să fii tratată. Da? Nu vreau să te pierd, dragul meu, draga mea. Această persoană, ăsta este mesajul pe care ți-l transmite această persoană în aceste momente și simt pe undeva că tu vei dori să ții cont de mesajele acestea extraordinar de sincere pe care le simți din partea persoanei acesteia. Da? Dacă el sau ea revine la tine sau dacă el sau ea se întoarce la tine în aceste momente, se întâmplă pentru că el sau ea simte că alături de tine poate să aibă ceva extrem de valoros. Da? Se întâmplă pentru că el sau ea știe de fapt că lângă tine este locul. Da? Asta este adevărul pe care îl simte această ființă. Și hai să luăm și următoarele cărți. Iată că avem aici șasele de cupe, dragilor, o carte extraordinar de frumoasă care îmi vorbește din nou despre Twin Flame, da? Despre flăcări gemene, despre amintiri dintr-o viață anterioară, poate pentru unii dintre voi, pentru aceia dintre voi care credeți foarte mult în visele acestea ale voastre, în visurile voastre și în simțirile voastre, da? În ceea ce intuiția voastră vă spune, da? Poate că unii dintre voi aveți momente foarte puternice de déjà vu în viața voastră sau mai ales aceste momente s-au înmulțit din momentul în care ați cunoscut această persoană. Ei bine, dragii mei, dragile mele, aceste lucruri nu se întâmplă gratuit, ci se întâmplă pur și simplu pentru a vă face să deveniți conștienți sau conștiente de rolul acestei conexiuni în viața voastră, de faptul că voi doi erați meniți să vă întâlniți, erați meniți să fiți împreună, da?
Hai să vedem și următoarea carte. Patru de spade. Se pare că cineva, dragii mei, are o singură idee în cap. Se gândește extraordinar de mult la această idee, se gândește și noaptea și ziua în momentele de liniște, da? Fie ești tu această persoană, fie este partenerul sau partenera ta, simt că are foarte multe remușcări încă persoana ta, da, față de tine, este ca și cum se simte foarte vinovat sau vinovată pentru ceea ce a făcut, da? Nu este foarte împăcat sau împăcată încă cu propria sa persoană, da, vis-a-vis de tine. Știe că mai are multe de recuperat în relația cu tine, dar este convins sau convinsă că tu, draga mea sau dragul meu, îl vei ajuta sau o vei ajuta pe această ființă să facă pași spre tine. De asemenea, dragii mei, simt aici o perioadă de vindecare care va fi în viața unuia dintre voi, poate pentru persoana ta, dar cred că și pentru tine, pentru că și tu, dragul meu sau draga mea, ai investit foarte multe sentimente în această persoană și se pare că în momentul în care ți era lumea mai dragă, această ființă te-a lăsat baltă, da? Așadar, în urma acestei experiențe nefaste din viața ta, tu ai avut nevoie de un moment de respiro, ai avut nevoie să te reevaluezi nevoile, da? Și să te revezi pe tine așa cum erai, da? Adică un om cu profunde nevoi de sentimentale, da, emoționale, dar și un om foarte rănit, da, foarte rănit din toate punctele de vedere. Hai să vedem și următoarea carte, iată diavolul, care mi-arată că această persoană din viața ta este capabilă în aceste momente să renunțe la cele mai profunde vicii din viața sa de dragul tău. Da, pentru această persoană nu va mai fi nimic important începând din aceste momente în afară de tine. Da, tu vei deveni, permitem să-ți spun așa, dragul meu sau draga mea, vei deveni biciul său favorit în perioada următoare, da? Va dori să facă tot ceea ce va fi nevoit să facă sau tot ceea ce se va putea face de dragul tău, da, pentru a-ți face pe plac. Pentru că ți-am spus, această persoană vrea să se recompenseze față de tine, da? Vrea să îți arate cât de mult te iubește. Și va reuși, eu zic că va reuși să-ți arate, nu doar să-ți arate, ci și să fie la propriu, să fie alături de tine, da? Da, pentru că tu meriți dragoste, dragul meu, draga mea, iată, acesta este adevărul pe care ți-l revelează și cărțile îngerilor romantici, ești iubibil, ești iubibilă, meriți să fii iubit, meriți să oferi dragoste la rândul tău, da, meriți să te înconjori de oameni frumoși, de oameni darnici. Yin și Yang, cât de frumos, da, se pare că vă completați de minune, dragii mei. De asemenea, se pare că atât unul cât și celălalt conțineți elemente prin care vă dovediți unul altuia cât de asemănători sunteți în orice moment al vieții voastre, da? Dar exact cum am spus, nu sunteți doar asemănători, ci și vă deosebiți în destule puncte, ceea ce vă face să vă completați de minune. Acestea fiind spuse, dragii mei, dragile mele, aceasta a fost etalarea mea de azi. Eu vă mulțumesc pentru vizionare, vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!